În ședința de Consiliu Local de astăzi, primul președinte al Consiliului Județean Mehedinți de după 1989, Dumitru Mareș, reprezentant al asociațiilor de proprietari din Turnu Severin, a expus Consiliului Local și executivului primăriei problemele întâmpinate de cetățeni cu privire la apa rece, apa caldă, dar și la agentul termic. Profit de ocazie că dânsul este și un reprezentant al asociațiilor de proprietari și nu în ultimul rând, ultimul președinte pe anul acesta, suntem aproape de data de 22 decembrie. Cred că cu acordul dumneavoastră ar putea să ne spună domnul Dumitru Mareș și câteva cuvinte și pe această temă, dar și pe tema cea mai importantă pe care dânsul ar putea să o evoce, e primul îndreptățit în calitate de urmaș al eroilor revoluției. Dacă sunteți de acord, să-i dăm cuvântul în cele trei calități pe care vreau să le reprezint aici. Am profitat de ocazie, vreau la diverse să facem acest lucru, dar dacă am început cu o problemă care nu este pe ordinea de zi, am zis să o evităm. Vă mulțumesc pentru prilejul. Mi-am adresat dumneavoastră privind aceste două mari probleme care se pare că sunt generale ale cetățenilor din Drobeta, Turnu Severin. Problema administrării. Problema gestionării. Problemelor cetățenilor care locuiesc la Drobeta. Cu privire la măsura pentru apă rece, subscriu la ce spunea dânsul mai devreme, că momentul nu este deloc bine ales. Și nu numai pentru faptul că sărbătoarea presupune a trăi bucuria, dar și pentru faptul că poate să confirme sau să nu infirme cei care urmăresc încasările pentru aceste servicii, că cele mai puține încasări la asociații de locatari sunt în ajunul sărbătorilor. Pentru că nu au oamenii o potență financiară ca să poată să-și cheltuie pentru petreceri, pentru zilele respective, care unii abia reușesc să o traverseze și să mai și plătească atunci că să facă un efort. Să știți că sunt și oameni care vin la asociație și plătesc în avans, chiar dacă nu-i calculat regia, când aud cât un semnal de sfârșit. Dar sunt mulți care nu pot să ne dea concursul să încasăm, pentru că nu ei cei loviți plătesc prestatorului. Prestatorului plătește administratorul care gestionează și încasează bani pe care nu îi poate încasa în timpul sărbătorilor. Deci, este foarte nepotrivită măsura în preajma sărbătorilor. Rugămintea era public să veniți să ne ajutați, să le comunicați cetățenilor că așa cum scrie legea, fondul de lumen se plătește anticipat atunci când este afișat, este o prevedere legală și nu este un ifos al unui administrator sau cuiva conștient care știe ce zice și nu are de făcut. Deci asta este marea rugăminte, pentru că se pare că lipsa acestei informări reale ca obligație cele bine și care ușurare. Acest lucru, această problemă reală este, vine în ușurarea relației cu prestatorul de servicii. Vine în ușurarea acoperirii cheltuielilor. Nu vine nici de cum în frânarea sau în blocarea cetățeanului de la bloc. Nu s-ar mai confrunta niciodată cu acest lucru dacă se știe dimensiona bine bugetul pentru lași pentru celălalt. Vis-a-vis din proiectele respective privind preluarea din nou în administrare a domeniului public pentru furnizarea agentului termic. Nu știu ce se va întâmpla cu contractul de concesiune în condițiile astea, nu știu ce se vrea, pentru că n-am văzut expunerea de motive la cele două proiecte, dar am primit, atunci când am primit notificarea drept somație de la RAN, că începând cu data de 12-20, deci tot de sărbători, să întrerupe și furnizarea agentului termic. Și nu este făcută numai către asociația
pe care o administrează și o gestionează Marea Jumării. E făcută notificarea pentru majoritatea, dacă nu cumva puține au rămas să nu fie somate. Pentru că este expediată adresa de la RAN cu un singur număr de înregistrare. Nu este numere diferite pentru fiecare asociație în parte. Asta, de aici am tras o concluzie pe generală, dar mi-a încurajat concluzia și mi-a certificat-o ceilalți colegi administratori care au spus că și ei au primit, mulți dintre ei. Ce vreau să spun și aici? Deci, odată, tot în plăia sărbătorilor. Doi. De mult știți că noi avem această problemă a relației contractuale cu furnizorul de agentele. Relație contractuală care eu m-a determinat ca ani de zile eu să nu semnez contractul de prestare servicii. Pentru motivul că se invocă contractul cadru, la care eu am spus contract cadru este model, dar el nu îl oprește pe nimeni să facă adaptarea la condițiile lui, dacă m-aș gândi chiar de la sărăcia pe care o traversează cetățeanul din Drobeta, Domnul Severin, și până la nu știu care alte cauze. Și atunci, de ce nu vroiam să? Pentru că, în contract, e trecută posibilitatea penalizărilor. Dar în contract, sancțiunile neplății sunt graduale. Sancțiunea plății e graduală începând cu o penalizare limitată la 30 de zile. Și dacă o limităm la 30 de zile, în contract spune ce se întâmplă la 31 zile. În condițiile în care beneficiarul nu și-a achitat datoria. Și spune în contract întreruperea serviciului. Poate mi se pare cam înnebunit când spun asta. Dar vă spun de ce n-am înnebunit. Pentru faptul că dacă măsura se ia 31 zi, nu acum de sărbători, și de ani de zile de când noi vorbim asta și refuzam să semnăm contractul, atunci cetățeanul și administratorul și gestionarul și comitetul și președintele și toți cei care concură la satisfacerea în bune condiții a contractului știu responsabilitatea care o au pentru că îi apasă serios această sancțiune. Și dădeam exemplu atunci. Cetățeanul la ora actuală ce face? El plătește ce se oprește. Plătește curentul electric la CEZ pentru motivul că se întrerupe. Plătește telefonul mobil pentru că. Plătește televiziunea pentru că. La cablu e taie de la rețea. Deci iată exemplele care au devenit o realitate în altă societate decât altădată.